trebuie să aibă, nu știu, și puțină șansă Dinamo în momentul de față. Adică să lege 3-4 victorii, echipa să capete conturi, echipa să capete încredere, antrenorul și el de asemenea, pentru că și el are nevoie de încredere în momentul de față, de susținere și de rezultate pentru a avea liniște la antrenamente și cred eu că Dinamo, dacă va face lucrul acesta, se poate bate la play-off anul acesta. Dacă tot proiectul e solid și rămâne în picioare. Asta nu. Pentru că deocamdată nu știm cine sunt investitorii. Da, și nici eu, sincer, nici eu. Nici eu nu n-ai auzit nu nimic. N-am auzit. Asta s-a vorbit că ar fi Cristi Borcea în spate, așa, dar... Crezi eu că nu ar putea fi el? Cristi, da. Dacă nu apare el în față, nu poate să stea. Nu ce, poate. Că nu se simte bine, că nu e el. Nu se simte, da. Nu e el miezul, știi? Da, dar uite, vezi, când... Nu știu, când vrei să ai niște bani puși deoparte prin Panama pe undeva și vrei să-i aduci în România, nu îi aduci, eu sunt Cristi Borcea și vreau să investesc la Dinamo, îi aduci printr-o firmă din Luxemburg și bași printr-un spaniol și zici că sunt niște spaniol. Zic și eu, nu știu, da. E o teorie, nu. Poate că tu știi mai mult, nu, dar... Nu știu, recunosc că nu știu. Spui, dar e supoziție. Dar am niște informații că el e cel puțin într-o parte a clubului băgat. Da, interesant dacă e informația asta. Eu nu am auzit, sincer. N-ai auzit. Nu am auzit. Bă, și dacă ar fi lucrul acesta, ar fi foarte bine. Dacă ar fi foarte bine? Stai puțin, Florin. Aici, până acum am fost în concordie, așa, ca să... Dar aici nu-s de acord cu tine. Adică e un om totuși care a fraudat clubul Dinamo. A fost condamnat pentru asta. Știu, da. Dinamo, cum să spun eu, are nevoie de... Cristi Borcea tot timpul s-a asociat cu Dinamo. Pentru infracțiune. S-a asociat în vederea comiterea unei infracțiuni. Astea nu sunt problemele. Eu știu, nu sunt problemele. Eu spun ca și conducător. Eu spun ca și investiție. Eu spun pentru că am jucat în era lui atunci. Da. Și știam, și știu cât era de implicat. Acum, Dinamo are nevoie de ajutor. E adevărat că nu cu orice preț, dar are nevoie de ajutor în momentul de față.